Lucrările de reabilitare derulate la Casa Demetriad, fostul sediu al Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu din Călăraș, sunt finalizate în procent de 80%. Lucrările au fost realizate cu ajutorul fondurilor europene. După finalizarea lucrărilor, în această locație, Consiliul Județean Călăraș va deschide secția Științele Naturii a Muzeului Dunării de Jos. Restaurarea se face în cadrul proiectului Dezvoltarea produselor turistice comune și revitalizarea moștenirii culturale. Fostă bibliotecă județeană, fostă bibliotecă la care veneam, mă duc, eram în Oala Generală și împreună cu colegii mei de cadrul direcției am identificat la început patrimoniul Consiliului Județean. Una dintre prioritățile noastre a fost și acest imobil, fiind un imobil de patrimoniu. Am încercat și am identificat sursele de finanțare. La vremea respectivă am identificat pe programul PEREC pe România-Bulgaria și împreună cu partenerii bulgarii am reușit să depunem acest proiect și împreună cu dumneavoastră la Comitet de Bunătăvânare din 2015 la Bunătăvânare, acest proiect a fost finanțat și am semnat contractul de finanțare. Suntem în 2021, finalizarea tocmai aproape, cred că 80% din acest imobil este restaurat și va fi în perioada următoare realizat publicului și copilului. În mandatul precedent a fost alături și totdeauna consilierii PSD au aprobat tot ceea ce înseamnă proiectul de dezvoltare a Zadechidetului și acest obiectiv face parte din aprobarea pe care am dat-o la momentul ăla. Ne bucurăm că la momentul ăsta suntem aproape de finalizare și noi avem și alte obiective pe care ne-am propus și am aprobat și trebuie să le urmărim ca să le finalizăm. Suntem datori să facem o evaluare ce înseamnă patrimoniul pe care l-am preluat. L-am preluat în 2016 ca administrator al județului Călăraș prin președinte ales dintre consilieri. Am continuat mandatul în 2021 câștigând al doilea mandat și cred că acum suntem în 2021 noiembrie finalizarea lucrărilor la Casa de Lecția de proiect Interreg România-Bulgaria. Noi partea din zona, să spunem, a BRCTE-ului, secretariatul fiind la Călăraș, ne vom duce la bun sfârșit obligațiile. Partea bulgară și ea să și ne ducă și dumneavoastră, constructor, ați dat viața acestui credit. Deci, mulțumesc pentru aprecieri. Lucrarea să fie o centru de bună practică în ceea ce privește restaurarea monumente istorice. Și ne încadrăm în termen, nu sunt probleme. Am colaborat foarte bine și cu primăria Călăraș și cu ajutorul care mi-a fost dat pentru anumite segmente. Deci, din punctul nostru de vedere, acest obiectiv va fi finalizat, va fi foarte bine și va fi ca un repet pentru acest lucru. Da. Domnule primar, autorizarea acestei lucrări se face de către Primăria Municipiului Călăraș. Verificarea lucrărilor în timpul execuției, tot de Primăria Municipiului Călăraș. Acest obiectiv este în Municipiul Călăraș. Doamna președinte, eu nu pot să fiu decât mulțumit, pentru că aceste obiective istorice sunt restaurate. Casa de Metriad e un refer pentru Călăraș, cum cu toți, așa cum spunea și domnul administrator public, actual fost director la Consiliul Județean. Da, aveam o bibliotecă, mergeam aici, este foarte bine că o punem în valoare, pentru că tot ce realizați dumneavoastră aici, ne bucurăm noi, cetățenii municipiului, pentru că avem astfel de obiective. Este bine să mergeți în continuare pe acest drum, să încercați să restaurați toate aceste obiective istorice, pentru că avem nevoie de altă imagine a Călărașului. Și pentru asta vă mulțumim de implicare și de proiectele pe care vreți să le faceți în beneficiul cetățenilor din municipiul Călăraș. Consiliul Județean împreună cu municipiul Călăraș, Iliuță Vasile, președinte, Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, continuăm investițiile și redăm monumentele istorice și clădirile de patrimoniu ale județului și municipiului cetățenilor Călărașului.